Buonasera dottor. Stimata donna Denisa, stimata donna Fedora, stimata auditorio, buonasera. În primul rând, doresc să mulțumesc pentru sprijinul pe care, în mod obișnuit, editura Humanitas îl oferă pentru difuzarea literaturii argentiniene și în mod special și cu această ocazie în care se efectuează această lansare a Badonul Exterminatorul al lui Ernesto Saba. Această operă a fost parte din literatura mea din adolescență și, evident, niciodată nu mi-aș fi putut imagina că la ceva ani mai târziu voi avea onore și privilegiul de a participa la acest special și deosebit eveniment. Îmi este plăcut să mă alătur ante vorbitorilor mei pentru a rosti câteva cuvinte despre distinsa doamna Tudora Șandru Meferinț, personalitate polifacetică care s-a afirmat ca meritoriu cadru didactic în domeniul filologic, folclorist, a literaturii comparate și nu în ultimul rând al lingvisticii ispanice și al traducerilor din literatura acelui spațiu geografic. Ea a îmbogățit tesaurul traducerilor din literatura ispanice cu o listă foarte amplă de opere contemporane care cuprind romane, prosa scurtă, hispanoamericană și numere de referență din acest domeniu. Cu maestria la caracteristică, ea reușește prin folosirea adecuată a cuvântului să mențină atmosfera, gândul, spiritul și structura pe care autorul le-a proiectat. În ceea ce privește lucrarea care ne preocupă în această seară, sunt convins că spiritul de fin observator, captator al nuanțelor rafinate al universului complex pe care îl reprezintă opera sabatiană, dar unul pe care doamna Șandru le are bine vensut, bordace din acest volum un nou succes. Să-mi dorim aceste lucrări convenite pe lumea citorului roman, iar distinse sale traducătoare bun succes în demersurile pe care întreprinde în fascinat univers al literaturii hispano-americane. Din nou mulțumesc editurii Humanitas pentru tot. Gracias.